Dar, din păcate, iată că se întâmplă și astfel de chestii. Noi, jurnaliști, trebuie să suportăm ieșirile necontrolate a unor sportivi și că spun asta, mă refer la Romica Bunică, cel care este acum antrenor secund la Gloria Buzău. Astăzi m-am dus să las o invitație pentru turneul pe care îl organizăm sâmbătă și duminică aici la Buzău. Și după ce am coborât din mașină, mai am însoțit de cineva. Când am coborât din mașină, Bunică parcă m-a aștepta și fără niciun fel de explicație a început să mă înjure. Iar la un moment dat a aruncat borsetă pe care o avea în mână. Cred că era o geantă care avea cramponele, m-a lovit în spate. În momentul ăla eu eram normal să fug de acolo. A venit iar spre mine, m-a înjurat, m-a amenințat, a făcut tot felul de afirmații, m-a calomniat și așa mai departe. Deci, dar nu am înțeles de ce a avut această ieșire necontrolată, acest gest huliganic, îl numesc, pentru că pur și simplu nu am avut niciodată nimic cu el. Știu că vară la reunirea Lotului Gloriei Buzău a făcut o remarcă în ceea ce ne privește pe noi jurnaliștii, că de ce îi facem poze. El, de fapt, s-a antrenat cot la cot cu echipa și la momentul respectiv chiar antrenorul lui Ovirăl spunea că e posibil să fie unul dintre secunzii săi. Deci nu a fost nimic. Dar și oricum, nu cred, pentru că așa ceva nu se poate. Deci este imposibil să te gândești că nu poți să mergi pe stradă, deoarece cineva care reacționează în felul ăsta poate să te bată, să te jignească și el. Chiar la un dat, am spus de frumos de ce are, l-am întrebat de ce are această atitudine. Și el a continuat să-l jure, să mă amenințe, i-am spus de ce trebuie să te comporți în felul ăsta. Spune-mi, dacă este ceva, discutăm, pentru că așa este normal. Dar nu, deci fără niciun fel de, absolut fără niciun fel de motiv. Da, nu știu ce să... Eu îmi refer pentru de a depune plângere la poliție împotriva lui Romica Bunică, iar ceea ce spun poate fi confirmat și de către alte persoane.